Inspecția realizată de cei de la gospodărirea apelor arată că în continuare sătmăreni aruncă deșeuri în albile râurilor și depozitează de-a lungul cursurilor de apă materialele care nu le mai folosesc în construcții. Totuși, față de anii precedenți, volumul de gunoi aruncate pe malurile râului a scăzut, explicația fiind centralizarea sistemului de colectare a deșeurilor. Față de acțiunile de anul trecut sau de controle care am făcut în anii trecuți, totuși volumul de deșeuri menajere și deșeuri industriale sau deșeuri din construcții a scăzut foarte mult și probabil că cum va trece timpul cu acest proiect de, și cu acest sistem de colectare centralizat în tot județul a deșeurilor menajere, să nu mai vedem deșeuri menajere pe cursurile de apă și pe marile cursurile de apă. Probleme au fost și în ceea ce privește gradul de colmatare, iar pe unele străzi din mediul rural, casele nu au fost prevăzute cu canale de scurgere și rigole. Împreună cu autoritățile locale, cei de la Serviciul de Gospodărire a Apelor au întocmit un plan de măsuri pentru remedierea situațiilor.